O seară de ianuarie, ce ați zice să vorbim despre o morală antimorală mitică? Să ne întoarcem așa puțin în Vechiul Testament. Ceea ce s-ar putea să spun acum este o blasfemie. Haideți să gândim lucrurile dintr-un anumit punct de vedere. Teologii, atunci când vor să explice anumite versete biblice, caută să găsească diferite sensuri. Și atunci te întreb, de multe ori, ce fac teologii? Iau lucrurile la sensul propriu, adică ad literam, sau la sensul figurat, chiar alegoric? Se pare că, de multe ori, opțiunea este după situație. Ceea ce nu convine este luat drept la modul alegoric, că trebuie să înțelegem ceva în spatele textului biblic, iar altele ad literam. Deci e un demers, să zice, parșiv. Mulți oameni dacă ar deschide Biblia și n-ar fi atât de bine luminați de către domniile sale teologii, s-ar înspăimânta pe dreptul, citind anumite pasaje din Vechiul Testament. Dar are cine să-i lumineze ca să înțeleagă cum trebuie sau cum nu trebuie un pasaj și cum nu trebuie sau cum trebuie un pasaj. Da? Dar să vedem despre ce vorbim. Să începem cu capitolul Geneza. Și dacă suntem la capitolul Geneza, sau cum se mai spune în Biblie, facerea, să începem cu Noe. Cunoscutul Noe al potopului. Se supără cel de sus, Iahve, pe oameni, Dumnezeu, Adon, Domnul Înălțimilor, se supără așa bine pe locuitorii planetei, încât pornește o primenire. Le dă așa un coronavirus cu apă, cu multă apă. Potop. Foarte interesant este că Noe și familia lui vor fi preveniți din acest punct de vedere, da? De niște emisari cerești și își construiește o arcă. În latinește are sensul de loc ascuns, de un loc tainic. Și selectează câte o pereche din toate viețuitoarele pământului. Stai și, și așa și te întrebi. Măi, ăștia oamenii erau plini de păcate. Să zicem că Domnul a vrut să primească și să termine rasa umană. Numai o singură familie era nepăcătoasă pe pământ, familia lui Noe. Interesant. Dar cu calul ce ai avut? E o vorbă din popor. Adică, înțeleg, băi, nu încăpea un arc decât o singură pereche din toate ca să se mulțească ulterior după ce a trecut potul. Dar celelalte ce vinovăție aveau?
Nu știu dacă animalul poate să aibă păcate. Odată ce nu ai rațiune, odată ce nu faci ceva, vorbim de ferocitatea animalelor, că felina este agresivă, că e o chestie foarte clară. Animalele nu distrug ceva din plăcere. E în normalul lucrurilor să se hrănească, să se perpetueze. Deci e o primă nebuloasă care începe cu noi. Apoi ajungem la Avram, la părintele popoarelor. La început îl cheamă, tot în capitolul Geneza suntem, îl cheamă Avram și apoi Avraam, adică pământ, părintele popoarelor. Iar pe consoarta sa o cheamă Sarai, care însemna prințesa mea, iar apoi îi se zice Sara, simplu prințesa. Să arate că nu este un bărbat legat atât de puternic de o femeie încât să o divinizeze, că numai pe Domnul. Și păstorii ăștia ben-israeliți tot se mișcau prin deșert. Ajungeau prin oaze, căutau resurse de apă și duceau turmele pentru că erau păstori. Și ajung frumușel la porțile Egiptului. Egiptenii nu prea voiau să primească străini. Egiptenii întotdeauna au fost reticenți față de cei care veneau la porțile Egiptului să-i primească. Și lui Avram îi vine în minte o stratagemă. Desigur, vine cu turmele, dorește să-i convingă pe egipeți așa de faptul că e profitabilă intrarea lor în Egipt, își vor înmulți turmele, vor plăti impozit, ca tine. Și o văd slujitorii Egiptului pe Sara, care se spune că era o femeie extraordinar de atrăgătoare. Ăștia s-au dus repede să-i spună faraonului, suveranul de statul egiptean. Ăsta a zis că vrea să o cunoască. Și șmecheia lui Avram a fost următoare. Își necojează farmecele soției pentru poporul ben-israeliților și pentru turmele care se prospe. Și spune că Sara este sora lui, nu e soție. Da, o șmecherie interesantă. Bineînțeles că faraonul duce în harem, caută să o aibă, apoi cu puterea divină Avram îl determină să se oprească și în final află că de fapt nu e sora și e soția lui Avram. Și ea lungă din Egipt. E prima, să zicem așa, imagine de familie disfuncțională. N-aș vrea să spun că a dus-o la produs, așa într-un limbaj mortal. Dar undeva pe acolo ne situăm. Lucrurile nu se opresc aici. Fug din Egipt și ajung în regatul Hitit și încearcă și cu Hiram, cu suveranul Hitit, aceeași figură. Da? Disfuncționalitatea acestui cuplu
Continuă. Nu mai spunem că iarăși sunt niște mari ciudățenii faptul că Sara nu a putut să aibă copii și abia spre bătrânețe se milostivește Iahve și îi conferă fertilitate. La o vârstă în care nu mai naște nicio femeie. Trebuie să vedem lucrurile alegorii, sigur. Și face un copil cu una din roabele sale, pentru că se practica în Orient poligamia. Fiind populație puțină, pentru perpetuarea speciei, ca să zicem așa, se țineau mai multe concubine. Sara era nevasta lui principală. Și face un copil cu roaba Agar, pe Ismael. Ismael, care a fost considerat străbunul ismaeliților, adică musulmanilor de astăzi. Și apoi mai face un copil pe Isaac, care înseamnă în aramaica veche cel care râde. Isaac și Ismael. Cel mare Ismael ar fi trebuit să fie potrivit dreptul de succesiune, să fie moștenitorul averilor, adică avei mișcătoare a turcilor. Și Isaac ar fi venit pe planul 2. Sara face în așa fel încât îl determină pe Avraam să o arunce pe roaba Agar și să rămână Isaac stăpânul în urma tatălui. Foarte interesant textul biblic pentru că, de fapt, pune în evidență o mare realitate. O foarte mare realitate. Aceea că atât evreii cât și arabii sunt rude foarte apropiate din rasa semită. Sunt semiți. Au fost mai multe neamuri în antichitate, semiții, hamiții, neamuri indo-europene și așa mai departe. Ei aveau un grad de rudenie foarte apropiat. Chiar și aramaica veche și limba arabă există asemănări foarte foarte mult. De exemplu, dacă luăm prima literă de la alfabet de la israeliți, Alef. Musulmanii spun Elif. De exemplu, cuvântul în sensul de învățăcel, de student. Evreii spun Vetalmid, adică cel care posedă învățătura. Iar arabii spun Butalebe. Da? Sunt apropieri foarte, foarte multe. Dar să revenim. Am terminat cu Avraam. Ajungem la în două mari cetăți evocate din Biblie. Sodoma și Gomora.
Foarte interesant este și aici, ceea ce consider că merită menționați. În Sodoma, locuiau niște rude ale profetului Avraam. Da? Erau stabiliți cu familia în acel loc. Este vorba despre Lot și familia sa. Lot avea două fiice, da? Și se stabiliseră acolo în Sodoma. Sodoma era locul tuturor deșertăciunilor. Este prima dată când în Biblie se vorbește despre homosexualitate. Nu e o chestie nouă. Că de-aia se spune și sodomizarea, sodomiza. Relații sexuale inverse. Da? Într-o seară vin la ușa lui Lot doi îngeri ca să-l avertizeze că cel prea înalt, Dumnezeu, va acoperi de foc și pucioasă. Cred că se pornește primul război nuclear. Așa, un foc mare de artificii. Va umple de pucioasă și de foc întreaga cetatea Sodomei, așa cum se va întâmpla și cu cetatea Gomorii. Vin acei îngeri la ușă și dintr-o dată vin băieții pofticioși. Și hai să nu luăm al literam, pentru că în vechea ebraică are un sens foarte clar expresia. Zice, cine sunt acești străini care au venit la ușa ta? Zice, adunii să-i cunoaște. A-i cunoaște are un sens eufemistic. Era în sensul de a-i sodomiza, de a le căuta anumite orificii anterioare. Sensul e foarte clar. Să terminăm cu vrăjelile teologice. Și aici este Domnul înspăimântător. Ce spune Lot? Omul cel mai sfânt și familia cea mai sfântă care a fost aleasă să fie pusă în înștiințare asupra faptului că cetatea va fi distrusă prin foc. Și spune ce nu vă atingeți de oameni aceștia că sunt sub acoperământul meu. Deci tot ce vă spun eu, căutați în geneză, căutați, nu știu acum cu exactitate, pentru că nu pot să rețin astfel de chestii, să vă zic geneza 1 cu nu știu ce, versetele cu tare, cu tare, cu tare. Dar cine vrea poate să verifice. Deci nu vă atingeți de acești oameni că să nu se facă acoperământul meu. Dar am două fete. Aici este, cum să spun, o nouă manifestare a disfuncționalității mai grave. Ăla și-a dat nevastă. Ăsta își dă fetele. Zice, luați-le și faceți ce vă place cu ele. Am două fete mari, în sensul ăsta spune. Adică neîncercate. Și să le dea sodomiților. Păi, Sfinte Doamne, nu înțeleg, dar chiar așa înduri un astfel de păcat? E, uite, Domnul e milostiv și da, a vrut să încerce credința lui Avram, lui Lot. Așa cum iarăși revin, am uitat să spun, Avram este trimis să-și ucidă propriul fiu, să-l jertfească. Și iarăși Domnul spune, nu, am văzut că ești credincios, îmi dai chiar și propriul fiu. Îl pui pe jertfelnic, îi bagi cuțitul în ea, uite așa. Și după aia îi arată două oi sau două capre. Așa zice, nu, acum taie-le paste. Le aduci pe jertfelnic. Și în cazul ăsta al lui Lot intervine iarăși Domnul și spune,
îi înlătură pe sodomiți. Prima etapă a familiei disfuncționale lui Lot. A doua etapă. Sunt anunțați că va fi foc și pucioasă. Au plecat și au luat cățel porcel. Am zis cățel porcel, în Israel nu se mânca carne de porc. Era interzisă. Și părăsesc cetatea Sodomei. Muiera lui Lot, cum se zice în Biblie, săraca femeie, era așa mai... cum de n-ar fi fost? Nostalgic. Am muncit o viață, părăsesc casă, părăsim tot ceea ce avem, punem totul pe un... practic pe un catâr și plecăm în pribegie. Și îngerii au spus să nu privească înapoi. Femeia privește înapoi și va fi transformată într-un stâlp. Nu mai știu, de sare sau de piatră. Cred că de sare. Frumoasă justiție, chiar interesantă. Da. Procurorii cerului, judecătorii cerului și-au făcut din plin datorie. Rămân doar cele două fiice ale lor cu tatăl lor. Și se duc într-o noapte, se adăpostesc într-o peșteră. Iarăși o manifestare de disfuncționalitate enormă. Fetele erau atât de, cum să spun, atât de neprihănite, așa, mai ales din punct de vedere al moralității, că mai bine s-ar fi dat sodomiților. Le-ar fi lăsat domnul sodomiților decât să le lase altcuiva. Și vom vedea cui. Și s-au gândit că, neavând bărbat, haide să se culce cu tatăl lor. Se culcă prima dată aia mare. S-a dus, s-a băgat în așternut. Lot era atât de beat, încât nu și-a dat seama ce face. Atât de beat, dar beat mort, ca totuși actul s-a consumat. A doua seară vine cealaltă fiică și iarăși omul e atât de beat încât se consumă actul până la capăt. Nu știu, cred că mai bine îi... ierta pe sodomiți. Bună alegere a făcut. A luat familia cea mai sfântă din Sodomă și a încredințat-o viețuirii, să dea naștere mai târziu la progenituri. Mulțumesc, Doamne. Faza asta se repetă, nu mai știu dacă e în judecător sau tot în Geneză, sau în Levitic, cred că în Levitic. Acolo apare un bătrân din Ghibea și cu asta voi încheia. Apropo de mare ciudățenie a unor versete din Vechiul Testament, care numai moralitate nu exprimă. Sau mai bine zis, exprimă o moralitate a imoralității. Sau o imoralitate a moralității. Oricum, e terifiant dacă stai să vezi accesele de misoginism ieșite din comun.
Da? Vorbeam despre un bătrân din Ghibea. O cetate. Cetatea Ghibei. La fel ca și în cazul lui Lot, într-o seară nu mai vin niște îngeri, vin la ușa lui acelui bătrân, nu-i se dă numele, care își conta. Nici în cazul că te cheamă Avram, că te cheamă Lot, că te cheamă cum te-ar chema. Stările, de fapt, sunt esențiale. Să stai să le analizezi. Da? Ori e luăm ad literam, ori luăm în sens alegoric. Ce poveste de a dormi copiii. Și vine la ușa acestui bătrân din Ghibea, vine un preot levit cu concubina lui. Ca și în Sodoma și Gomora, da? Erau mai multe Sodome, după cum se vede, și Gomore. Iarăși vine o gașcă de băieți de ăștia mai de altă orientare. Și cu aceeași expresie, că vrea să-l cunoască pe preotul levit. La care bătrânul strigă că este un om sfânt. Nu vă puteți atinge de el, este sub acoperământul meu. Dar iată, zice, am o fată neprihănită, iar el are o concubină. Vi le dăm și până dimineață să faceți ce vreți cu ele. Și băieții de data asta n-a mai intervenit nimeni, s-au cam distrat așa pe bune cu fecioara și cu concubina levitului. Și au venit astea harcea parcea a doua zi spre casă. Deci a acceptat să-și negocieze fata cu tine și unul și altul. Se spune că spre dimineața a apărut concubina levitului, răvășită, cred și eu. A fost noaptea lungă. Mulți pe ea. Pe noapte, vreau să zic. Și a ajuns pe dimineață, a ajuns în pragul ușii. Și a privit soțul și a căzut moartă. Iar acesta a luat un cuțit și a despicat-o. Iar bucățile ei, din corpul ei, au fost trimise în mai multe părți. Dacă asta se numește morală, din punctul meu de vedere, este un spăimântător. Nu știu câți teologi, câți preoți ar fi de acord să discute pe marginea unui astfel de texte din Vechiul Testament. Cred că ar fi de-a dreptul speriați. Unii chiar, datorită canoanelor bisericești, nici nu intră în astfel de texte. Poate au citit așa sporadic Biblia chiar și unii dintre preoți. Merită dezbătut un astfel de subiect. Chiar dacă pentru biserică, fie că spunem catolic, ortodox, neoprotestantă, a deveni political incorrectness, religios vorbind. Sunt niște texte care
merită a fi disecate. Nici nu poți să le spui copilul la o oră de religie așa ceva. S-ar sări toată lumea în cap că nu știu ce trimiteri pornografice faci. Problema e alta. Dacă vii și deschizi Cartea Sfântă, și aici mă refer strict la Noul Testament, la Vechiul Testament, dacă deschizi Cartea Sfântă, în Geneza, în Levitic, chiar și în Judecători, da? Pentru că și acolo sunt alte probleme, de altă natură, vei vedea foarte multe lucruri care sar așa în ochi. Și deja activizează din interior mecanismul gândirii și te întrebi, stai, dar de ce așa? Cum așa? Oare citesc bine? Oare ce este asta? Nu spun că te depărtează de cele sfinte, dar îți duce puțin conștiința și te duce pe un tărâm al întrebărilor, al unei stări de a fi. E, cam atât am avut de spus. Voi intitula această sesiune video dintr-o seară pe anii. Să-i zicem ca o interogație. Despre care morală? Din Vechiul Testament. Da, despre care morală? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Acolo e deja un alt conținut. În Noul Testament este chiar un alt conținut. Se iese din lumea brutală și barbară. N-am spus de ce m-ai părăsit pe mine. De ce ai părăsit? De ce oameni? Nu ești tot același teamnă. Dacă n-am înțeles eu bine lucrurile, păcatul să fie al meu. Las-o. Și nu ca unii să smintesc mințile oameni. Caut doar să gândesc, nu? Dumnezeu ne-a dat liberul arbitru. Posibilitatea de a spune lucrurilor. De ce ar fi împotrivă? N-a creat o mașină. A creat o ființă de lucrare. Da. Și când te gândești că Darwin s-a zbătut sărmanul atât de mult. Să arate cum a devenit această ființă gânditoare de la cel primat. Și Feuerbach, să nu mă faceți marxist, a găsit și el de cuvință să demistifice o posibilă minciună care ne guvernează de mii și mii de ani.
toate cele.